Sfintele învățături ale Sfinților Părinți, bazate pe descoperirile Sfintelor Evanghelii și, în general, pe descoperirile sau revelația din întreaga Sfânta Scriptură, vorbesc despre faptul că înainte de a fi creată lumea văzută, Dumnezeu a făcut lumea nevăzută. De aceea, în Cartea Facerii se spune că la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, prin cuvântul cer înțelegând lumea duhurilor nevăzute, numită lumea îngerilor lui Dumnezeu, lumea raiului, și prin cuvântul pământ înțelegem lumea văzută. Sfânta Scriptură ne revelează faptul că, și spuneam, Sfinții Părinți au tâlcuit Sfânta Scriptură în această învățătură, că Dumnezeu a creat 9 cete de îngeri. Din aceste 9 cete de îngeri, ceata a doua, care era condusă de Arhanghelul Luminii, de Lucifer, înainte de crearea lumii văzute, a intrat într-o luptă, într-un război, într-o răscoală împotriva lui Dumnezeu, a fost aruncată din cer și s-a făcut ceată de diavoli. Mântuitorul însuși mărturisește, spunând: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Acum, întrebarea ne cere să lămurim care este diferența dintre îngeri și arhangheli. Fiecare dintre noi, după învățătura de credință, primim un înger păzitor. Odată am spus acest lucru. Cetele îngerilor însă sunt conduse de arhangheli. De aceea ei se numesc mai mari voievozi ai cetelor îngerești. Dacă au rămas 8 cete de îngeri în împărăția cerurilor, însemnează că fiecare ceată este condusă de un arhanghel. Mai pe înțeles, să spunem, tot pe baza revelației Sfintelor Scripturi, există 2 dintre arhanghelii foarte, foarte cunoscuți în economia lucrării lui Dumnezeu în ceea ce privește viața și mântuirea noastră, Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gabriel. Despre Arhanghelul Mihail se spune că este cel care l-a apărat pe Dumnezeu atunci când Arhanghelul Luminii, Lucifer, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, iar cuvântul prin care Arhanghelul Mihail a chemat la luptă cetele îngerilor să-l apere pe Dumnezeu, este acesta: să stăm bine, să stăm cu frică. Și este un cuvânt pe care noi îl folosim în dumnezeiasca liturghie. Mai apoi, după căderea protopărinților noștri în păcat și după alungarea lor din rai, raiul lui Dumnezeu a fost rânduit să fie păzit cu sabie de foc de către acest arhanghel Mihail, care a ridicat sabia de la poarta raiului odată cu întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care s-a deschis din nou raiul pentru noi, pentru oameni. Iar arhanghelul Gabriel este cunoscut ca purtătorul crinului bunei vestiri în mână, este îngerul care a vestit născătoarei de Dumnezeu întruparea și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cei doi arhangheli sunt arătați în pictura bisericească cu chipurile lor frumoase, sfinte și dumnezeiești pe cele două uși diaconești de la catapeteasma Sfintelor Biserici. Pe partea stângă întotdeauna este arhanghelul Mihail, cum stăm cu fața spre Sfântul Altar, și pe partea dreaptă este arhanghelul Gabriel. Niciodată nu se intră în altar care închipuie raiul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, niciodată nu se intră pe ușa unde este arhanghelul Mihail, ci întotdeauna se intre pe partea unde ești primit în împărăția lui Dumnezeu cu floarea de crin în mână, floarea bunei vestiri.